Primăria Arad a anunțat Ministerul Sănătății că va organiza un concurs pentru angajarea 4 medici, din care un medic specialist și un medic stomatolog. Acești 4 medici vor activa în școlile și liceele din municipiul Arad, într-o legătură cu centrele școlare, în interiorul cărora avem cabinetele de sănătate pentru elevii din municipiu. Atât că de aici voi le înșirați. A doua? Strategia. Strategia. Conform legislației naționale, municipiul Arad trebuie să organizeze o strategie de sănătate 2014-2020. Așa cum știți, am avut o strategie până în 2013. Este necesară această strategie pentru a avea accesibilitatea la fonduri europene, lucru pe care o să-l facem și pe strategia de mobilitate, ca să reușim pe 2014-2020 atragerea fonduri europene cu referire la regenerarea urbană și la infrastructura din municipiul Arad. Aceste două strategii sunt trecute în planul nostru de dezvoltare 2014-2020 și prin consultare publică, prin sondaje, studii și analize, vom ajunge în final să avem cele două strategii și pe baza lor, studiile de fezabilitate vor fi mult mai bine documentate, astfel încât banii europeni pe ciclu financiar 2014-2020 să vină în Arad, la fel cum au venit și în mandatul precedent, 2007-2013.